În perioada 19 februarie-19 martie, la Iași se desfășoară cea de-a 4-a ediție a evenimentului Luna Sculptorilor Români. Timp de o lună, ieșenii vor avea acces la peste 350 de opere de artă, semnate de 113 autori din România și Republica Moldova din perioada modernă și contemporană. Printre instituțiile partenere se numără și Muzeul Mitropolitan din Iași, unde ieri, cu ocazia Zilei Naționale Constantin Brâncuși, au fost vernisate 4 expoziții. La Muzeul Mitropolitan din Iași au fost vernisate ieri 4 expoziții personale și colective ale unor sculptori români. Curatorii expozițiilor din cadrul celui mai amplu proiect dedicat sculpturii au fost Luiza Barcan, Maria Bilașevski, Grigore Ilisei și Ioan Răducea. Legătura cu Brâncuși se poate face relativ ușor, pentru că Brâncuși, artist modern sau părintele sculpturii moderne, cum este el numit, a fost tot timpul atașat de religie, de credință. A fost un artist pentru care acestea au reprezentat valori fundamentale, chiar dacă el s-a exprimat într-un mod laic. Și atunci, sigur că relația se face și prin faptul că sculptorii de astăzi, pentru că majoritatea lucrărilor de aici sunt de sculptură. Sculptorii de astăzi sunt urmașii lui Brâncuși, sunt sculptori post-brâncușieni. Asta nu înseamnă că imită opera sau că îl copiază, ci doar că au deprins o lecție foarte importantă de la acest părinte al sculpturii moderne. De aici reunește artiști foarte importanți din Iași, dar și din alte zone ale țării, artiști din diferite generații care au ales să-și mărturisească apartenența la creștinism prin lucrări contemporane cu astfel de subiecte. Și lucrările sunt foarte variate, sunt realizate în diferite tipuri de materiale, sunt toate foarte expresive și cred că se integrează foarte bine acestui spațiu, intrând în dialog și cu arta sacră expusă permanent aici, în acest muzeu mitropolitan. Sfânta Euharistie, jertfa, taina crucii și biserica sunt doar câteva dintre temele principale ce se regăsesc în operele expuse la Muzeul Mitropolitan din Iași.